Așa, bun, începem podcastul cu numărul 13, primul din mini-studioul pe care ni l-am făcut. Și astăzi am un invitat pentru mine special. Să știi că am stat să vorbesc cu oamenii pe live, să întrebă cum ați vrea să-l introduc pe acest om. Și mi-au zis mulți că, bă, zic că e veteran al scenei de Dota din România. Sau altul mi-a zis, Spiegel mi-a zis, bă, zic cel mai bun Timbersaw din România. Și zic, bă, nu știu clar. Așa că o să te las pe tine să te introduci așa. În primul rând te cheamă Cosmin Nechifor, da. Și ești cunoscut sub aliasul de Masacari. Masacari cu Y. Am avut eu o mică problemă și am zis cu I din greșeală. Așa, spune-ne cine ești și ce faci. Păi, na. Sunt, după cum zici tu, un veteran al scenei de Dota 2. Poți să ridici mai sus microfonul dacă vrei. Am așa? Da, da. Din braț, din cuvânt. Tu trebuie să-mi spui că tu ești expertul. Așa, stai să văd cum te auzi. Zic, continuă. 2-10, probă, perfect, probă. Perfect, perfect. Extraordinar. Așa. Păi na, joc Dota de, să zicem, nu știu, din 2009-2007, habar n-am când a apărut 6. Nu mai știu cât a fost. Dota 1 vorbești. Dota 1, da, de atunci am început. Cred că din 2007 am început Dota 1. Ok. Așa. Dota 2 a apărut în 2013 și cred că am apucat și eu prin 2014 de Dota 2. A, de ce? De ce așa târziu? Nu mi-a plăcut, deci nu mi-a plăcut graficele. A, am înțeles. Ai fost... modelele, animațiile, fiindcă era, oricum, era în beta. Da, știu. Așa că na. Na. O întrebare care îmi place, cu care îmi place mie să încep este când ai luat prima dată contact cu un PC? Îți mai aduce aminte? Când am luat contact cu un PC? Păi, cred că la vârsta de 4-5 ani m-a luat tata la el la serviciu și tocmai atunci se introduseseră în România primele 286, 386, cele mai noi PC-uri pe vremea respectivă. Și, da. Mm-hmm. Atunci m-a pus la un PC, mi-a dat un joc să mă joc. Și ce te jucai? Cred că Doom, primul Doom sau... Au, ce îngrozitor era. Transport Tycoon, ah, gata, știu, Panzer General, na, mm-hmm. Jocuri de strategie și mă rog. Atunci mi-a plăcut mie să mă joc pe calculator. Bun, și cum ai ajuns la Dota? De unde până unde? Cum ai ajuns la Dota? Păi, înainte mă jucam Counter-Strike. Ok, nu n-aș fi zis că ești jucător de Counter. Am jucat și Counter-Strike, bine, la un nivel profesional, pe vremea când era PGL-ul. Ah, ok. Okay. Toată lumea a jucat Counter atunci, numai eu nu m-am jucat. Da. Da. Și un prieten m-a introdus la Dota 1, mi-a arătat, uite, o hartă mișto de Warcraft 3, hai să încercăm și noi asta. Și, uh-huh. Da, mi-a plăcut și mie. Era în perioada cu Garena? Sau nu, chiar înainte? Nu, chiar înainte de când se jucă pe Battle.net. Era pe Battle.net, când erau rumurile. Da, 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 știu. Mă rog, serverele sau ce erau... Canale, erau canale. Da, da. Așa. Și ce ți-a plăcut la jocul ăsta? De ce ai vrut să continui? Că era greu atunci, față de cum e acum, să înțelegi jocul, era foarte greu să înțelegi ce se întâmplă. Da, avea foarte multe interacțiuni ciudate, că practic era o hartă modată. Da. Și Ice Frog trebuia să se descurce cu niște limitări ale engine-ului. Și, na, mie îmi plăcea foarte mult fix chestia asta, că era ciudat joc, că trebuia să știi că o combinație de spell-uri duce la un rezultat neașteptat. A, practic nu era pentru oricine, era dificil, să zic, pentru perioada. Da, era dificil. Am înțeles. Și faptul că dacă tu știai chestiile astea, jucai mai bine și câștigai. Și când ai zis tu că, băi, eu aș putea să fac ceva la chestia asta, la jocul ăsta? Mă, asta a durat ceva. Deci am înțeles că mă jucam din 2009, 5 ani a durat. M-am jucat Dota 1 și așa, am jucat Dota 2 după și niște prieteni m-au introdus la, mă rog, scena asta competitivă. A fost un LAN fix la vechea locație de la Discovery Arena. Nu știu unde era vechea, știu unde e actuala. Era tinețul fix. Ah, ok, zonă. Gata, ok. Aha. Da. Și cu Cancel. Da, da. Cu Cancel și cu prietenul care m-a introdus în Dota 1 și încă doi, mă rog, doi prieteni. Da, deci știi pe Cancel de mult timp tu, am înțeles. Am avut interacțiuni. De multă vreme. Da, știu că ați jucat împreună la Rogue Masters, nu? La Qualifier. Da, am trecut de Qualifier. Ați trecut de Qualifier și v-ați mai departe, nu mai știu clar. Da, și după aia, mă rog, ne-am luat un pic de bătaie. Da, mi-aduc aminte. Cum arăta industria atunci când ai început să joci prima dată? Care industrie? Ok. Păi nu era nimic organizat, absolut nimic, până când a venit Omicron cu XPC-ul, mă rog, era TCN-ul pe vremea respectivă, era Nexplizu, dar... Nu prea era scenă de Dota 2. De ce? De ce? Fiindcă era joc nou. Simplu. Am înțeles. Adică încă era, păi și... era păsărâl cu Dota 1 care se ducea unde s-a dus la VCG, mi se pare.
Da, de, încă nu s-a făcut tranziție, nu s-a făcut tranziția. Da, am înțeles. La Dota 2. Mm-hmm. Și putem să vorbim că a fost vreodată o scenă de Dota? Da, da, la un moment dat a fost. Da, am avut RDPL, am avut avem încă lanurile de la electronică și de la automatică care se țin regulare. Ba, anul ăsta a fost un mare pol. Mai băgăm Dota sau nu mai băgăm Dota? Aia a fost greșeala lor. Nu știu de ce au vrut să renunțe. Da, uite, și la Comic-Con și la Bucharest Gaming Week nu prea avem Dota și chiar nu știu de ce. De ce? Fiindcă nu se face reclamă, în primul rând. Asta zice. Ai zice că e problema numărul unu. Că Valve nu e interesată de partea asta, de Europa. Nu de Europa, dar nu-și face niciodată reclamă la jocul ei. Am înțeles. Da, spre deosebire de Riot, care ai peste tot trailere, evenimente, chestii pentru... Eu aș mai da vina pe o chestie. LoL-ul, de exemplu, nu are requirement-urile Dota. Parcă, eu cred că poți să ai un calculator mai prost să joci LoL-ul și cred că e și mai ușor de înțeles. Cred. Aici nu știu să spun eu. League. N-ai jucat deloc? Am jucat acum multă vreme. Nu știu să spun. Am înțeles. Pro, ai jucat? Ai zice că cât de cât am jucat. Cât de cât, am înțeles. Pro, când ai... Semi-pro? Ce înseamnă pro, semi-pro? Unde ai jucat? Ce... Că semi-pro ai zice că înseamnă că n-am ajuns, nu știu, la major. Am înțeles. La chestii mai micuțe. Concursuri. Care a fost impedimentul? Naționale, internaționale. Care a fost impedimentul? Pentru că stai puțin, din câte am văzut aseară, erai top 250 în Europa sau da, în lumea ăla? În Europa. În Europa. Adică ești în top, ești acolo. Da, de ce? Da, nu înseamnă nimic. De ce nu înseamnă nimic? Ala, spuneți cam cât de bine tu joci individual și nu asta contează atât de mult. Aici e mult de discutat ce contează ca să ajungi în... Bun, hai să vorbim despre chestia asta. Ce contează să ajungi în top? Păi, ideea e că dacă vrei să ajungi în top, trebuie să ai o echipă bună. La asta pleacă totul. În momentul în care ai patru oameni cu tine inclusiv, da, patru oameni foarte buni care te înțelegi, atunci poți să faci orice. Deci n-ai nevoie de un rang foarte mare ca să poți să faci... Nu. Uite-te la Kuroki. Cât e rang? Nu mai știu, 600, 500, ceva de genul. Da, și mi se pare că a fost și un interviu la un moment dat. De ce Kuroki e acolo unde este acum? Chiar dacă el e ca skill, să zicem că nu e așa bun. Fiindcă el îi ține împreună. Am înțeles. El e capitanul. El, prin personalitatea lui și prin acțiunile care le ia, el îi conduce la victorie. Am înțeles. Aha. Dar deci nu contează, nu e doar skill-ul în joc aici. Bun, și revenind la întrebare, de ce nu ai reușit să urci mai sus? A fost și România fiindcă un impediment? Fiindcă, nu. Nu, deci România nu are nicio influență. Ah, ok. Să mă nasc în, nu știu. A, mă mir că spui chestia asta. În China sau Haban, unde și nu ar fi influențat atât de tare. Uh-huh. Oriunde, într-o, orice țară unde ai acces la internet și ai calotor, atunci ești ok. Am înțeles. Mi-a luat foarte mult să realizez aceste lucruri, că nu doar skill-ul e de ajuns ca să ajungi undeva departe. Am înțeles. Și în trecut am făcut greșeala asta, că am zis, bă, eu trebuie să dau bun, dar restul echipei... Deci că nu mă interesa așa de tare. Am înțeles. A, n-ai pus accent. N-am pus accent pe echipă. Am înțeles. Uite, și acum ca să-ți dau un exemplu de cine a făcut treabă foarte bine, e OG-ul. OG-ul care a câștigat de două ori internațională. Da. Nu m-am uitat la multe în interviurile lor, dar cam am înțeles ideea din spatele lor. Ei se înțeleg foarte bine. Da, sunt foarte buni prieteni. Sunt foarte buni prieteni. Și asta înseamnă multe. Înseamnă că în joc au încredere unul în celălalt. Mm-hmm. Ei nu stau să second guess the decision sau... Am înțeles, am înțeles. Da? Dacă zici cineva hai, toată lumea se bagă, exact, pentru că exact. Știu clar că e momentul, am înțeles. Probabil că au și o ierarhie de comandă, gen, na, zice note, hai să facem asta, gata, totul m-a ascultat în dație. Mm-hmm. Plus ei, cum să zic, au jucat jocul, they play the game. Da. În sensul că nu doar i-au bătut în joc, i-au bătut și mental. Și mental, da. Și mental. Da. Da? Faza cu foile, au fost cu foarte foile, multe chestii. Cu foile, cu spam-ul de chat. Da, da, sounds. Da, da. Chiar e multă liniște în Dota acum, că nu mai sunt, nu mai e Will chat-ul ăsta, chiar. Tot avem well played, well played. Da, GG, well played, da, da. Deci pe România n-a fost o problemă. Nu, da. Nu. Crezi că dacă erau mai multe turnee și ar fi fost mai mulți jucători români în scena asta? Pentru că, hai să-mi serios, ce jucători români de top avem? A fost la un moment dat Cam With Me pe la primele TI-uri, parcă a fost la primul TI, dacă nu mi-aduc aminte. Da.
Parcă primul, al doilea, nu știu. Eu n-am prins. N-ai prins să... Nu, cred că de la TI3 am intrat și eu. Aha, am zis. Aș fi zis că ești mai bătrân, mai veteran în zona asta, să zic, mai bătrân. La mai avem pe Weha, care e cel mai de succes momentan, și mai e Cancel, care nu știu clar ce face. Nici tu știi. Nici eu nu știu ce face exact. Dar hai să revenim puțin la România. Care ar fi problemele pe scena din România? În care scenă? Că acum nu prea mai avem. Bun, de ce nu avem? De ce nu există oameni? Că nu sunt bani pe scenă, eu asta cred. Adică ai dat vina pe sponsori? Nu pot să zic că dau vina pe sponsori. E și vina, nu știu. Nu știu dacă poți să arunci vina chiar așa. Da, avem de asta văd, că nu se mai fac evenimente, fiindcă probabil sponsorii nu mai doresc să facă acest lucru, fiindcă probabil că văd că e mai ușor să faci un concurs de LOL, de Apex Legends, de, eu știu, alte jocuri. Da, am avea oameni care să se uite la meciuri? Da. Ce să nu avem? Numai că sunt mult mai mulți în cealaltă parte, aia e ideea. Da, și numerele sunt mult mai importante, să zic. Ce am văzut eu la toate, știi că la un moment dat am făcut acel Deep Play, am făcut parte dintr-o organizație Deep Play unde tot făceam noi diferite turnee, ați participat și voi parcă la Dibiu Crestoan, parcă am numit turneul ăla, când am jucat la EMAC acolo. Am văzut că există jucători care să facă spectacol la Dota, să vezi niște picuri interesante, să vezi diferite play-uri, adică potențial ar fi. De ce nu reușim? Revenim la ideea că, bă, eu asta am observat, că jucătorii în România joacă pentru ei. Nu joacă ca să câștige, cum să zic, ca echipă. A, ca la sfârșit să fie MVP-ul. Asta exact, e target. Exact. În sensul că joacă egoist. Bun, hai să caracterizăm puțin profilul jucătorului român. Am zis egoist. Ce mai putem să spunem? Nu știu. Afară de... Asta e principala problemă, că joacă pentru ei. Îți dau un exemplu. Eu nu mă aștept ca la un jucător român să facă un sacrificiu, în sensul că dacă e nevoie de un Tide în loc de un Timber, să joace acel Tide. Eu să spună nu, nu vreau să joc asta, nu l-am jucat foarte mult, etc. Înțeles. Chiar dacă erou se pătrunește foarte bine acolo. Ok. Da, sau să, de exemplu, dacă e spre binele echipei să moară de 10 ori pe linie. Eu n-ar gândi să iei dat. Foarte rar. Dar uite-te la OG, cât l-au sacrificat pe Cheb, de exemplu. Da, da, am văzut. Omul a murit de 10.000 de ori și echipa lui a câștigat. Da. Da? Ana și cu... De fapt, Ana. Ana e cara după aia. Avea farm. Toată lumea era structurată în jurul lui Ana. Adică hai să-i facem cât exact. Să-i facem spațiul lui, că el poate să ne câștige. Da, deci nu erau egoiști, era ideea. Da, da. Ei jucau să câștige, să câștige ca echipă. Nu că mai târziu poate ei sunt MVP sau nu. Sau că o să scrie despre ce bun a fost. Nu, pe urmă, cine știe MVP? Nu mai știu să zic. MVP-ul finalei? Cred că... Nu știu de că a fost declarat. Ba da, a fost. Midul lor, dar mai îmi scapă numele. Thompson a fost. Dar nu poți să zici că Thompson e cel care a făcut totul. Toată echipa a fost. Dar trebuie să-l lași de la tine. Da. Ca să ajungi acolo, să faci asta. Cum ești la momentul actual? Ești în o echipă? Faci parte dintr-o echipă? Să zicem dintr-un stack. Ok. Făcut de? De Mehmet. Mehmet care vrea să... cuvintele lui că să mă rupă în picioare sau ceva de genul. Asta e... Da. Are o inițiativă foarte bună. El. E un bun drafter, un bun capitan. Cum poți să-l caracterizezi? Exact asta. E rang 3000. Dar în rest, face ce trebuie. Am bună oamenii, îi menține. Numai că până la altă n-am găsit încă 3 GJ. Trebuie să facem echipă. Căutați în România sau vă uitați mai mult în afară? Sau orice opțiune e ok? Eu am avut ideea asta că dacă e să facem ceva, cel mai bine ar fi să fim 5 români. Dar greu. Again, oameni care, de exemplu, eu nu mă înțeleg, oameni care nu se înțelege el sau considerăm că playstyle-ul lor e incompatibil cu al nostru. Mie mi-ar place, deci mie încă îmi place ideea că ar fi frumos să avem 5 români. Care a fost cel mai frumos stack din care ai făcut o parte? Cel mai frumos stack? Când mă jucam cu Omar și cu Miracle. Acum multă vreme, Team Moriarty. Da, știu că a fost la un moment dat. Vlad a făcut asta, a făcut prima dată Team Moriarty.
Și ce s-a întâmplat cu Team Moriarty? Că era o echipă care făcuse și rost de un sponsor, jucau săptămână la SL-ul ăla unde câștigau numai și 250 de euro, știu că era la un moment dat într-un duminica. Noi de care Team Moriarty vorbim, dar la episodul ăsta curent. De ultimul Moriarty, că la un moment dat s-a închis. Nu știu ce au făcut băieții. De ce nu există și niște organizații? De ce nu există la noi? Adică Nexus, de exemplu, are echipe de PUBG, de, cred că și de Fortnite, de LOL, de Counter. Da. Dar nu se uită la Dota. Și chiar am avut un podcast în care am vorbit cu managerul celor de la Nexus, Quang, și mi-a zis că Dota nu este targetul lor. Nu, nici nu vor să audă de Dota. Încă am văzut că nu ai cu cine, în sensul că nu au, ai avut nicio echipă de români să facă performanță. A, pur de români, am înțeles. Și n-ai nici concursuri în România, nu ai viewer pe cât ai vrea, da. Că s-au reprofilat pe alte jocuri. Mai e o problemă, cred că cu tine am vorbit la DB Creston atunci. Tu, de exemplu, te-ai mai băgat la un concurs cu premii în periferice? Da. De ce? De ce nu? Doar pentru ideea de competiție? Da. Gen, eu acum depinde, să zicem, un concurs internațional, îți dau un mouse sau vorbim de chestii locale? Chestii locale. Da. Pentru că de aici zic eu că ar trebui să creștem puțin, să facem mai multe concursuri locale, să aducem puțin Dota în față și abia apoi să mergem mai sus. Da, cu asta am început, concursul în care să te dau numai tastaturi, mouse, căști. Încă am, de la un LAN party, încă am o tastatură care a folosit și acum. A, de ce nu? Înțeles. Mai ales că nu trebuie să dai aproape nimic ca sponsorii, nimic, adică în sensul că e mult mai simplu să dai, nu știu, niște echipament pe care l-ai în stoc, dar nu-l cumpără nimeni, să zicem. Am înțeles. Sau dar dacă ai rămas un surplus și poți să-l dai și să faci și reclamă și scoți, ești tu pe plus și nu, ai și competiție. Vin oamenii de orice tip, da, de orice skill. Vin, joacă, se distrează. Da, da, la un moment dat, cum a fost și problema la Counter. Acum când e o competiție de Counter și vede lumea Nexus, nu prea vrea să se bage. Eu zic că e greșită mentalitatea asta. E greșită total, așa mi se părea că era și la Dota chestia asta. Când mai venea, când veneai tu cu stack-ul tău, toată lumea era, bă, nu știu dacă mă mai bag, că știu pe ăsta câștigă. Păi da, dar nu, da. Acum depinde cum gândești omul. Bă, vreau să câștig sau vreau să învăț ca să câștig mai târziu? Nu, oamenii se gândesc doar la big picture, câștig sau nu? Nu. Eu zic the small picture aici. Asta ar trebui să faci, să te gândești, bă, mă duc și eu, poate de data asta nu-i bat, dar învăț și poate data viitoare am o șansă în plus să-i bat. Da, exact. Eu când am vrut să devin pro, m-am gândit, bă, tot nu trebuie să mă bat cu unii mai buni ca mine. De-aia când primele meciuri cu XPC-ul, da, când dădeam de un stack Alliance sau așa eram... Trebuie să-i bătem, trebuie să învățăm de la ei tot ce putem. Știm clar că o să ne caftească în 20 minute. Bă, dar la 20 minute noi o să învățăm extraordinar de mult. Și după aceea o să supraviețuim 21 de minute și tot așa. Am înțeles. Crezi că joci mai relaxat când știi clar că outcome-ul e cam los? Adică ești mai deschis? Ai mai multă presiune pe tine? Mai multă presiune, zice. Dar acum nu mai consider că există jocuri în care să n-ai nicio șansă. Bă, da. Trebuie să găsești o soluție. Am înțeles. Cât de important e draftul? Foarte. Îți dă cele mai multe șanse? Adică și cu un draft prost poți să faci un comeback? Sau cum vezi tu toată chestia asta? Eu zice 50-50. Și draftul, partea de draft și partea de ce faci cu el. Depinde de joc foarte mult de echipă. Da? Deci dacă ai o echipă care joacă foarte bine niște roi în anumite condiții, atunci da, draftul contează mai mult. Dar dacă ai niște oameni maleabili, care în loc să joace mid, să joacă safe lane, adică se face role swap și așa, gen, atunci draftul contează mai puțin. Am înțeles. Ce poziție ai jucat tu? 3, adică offlane. Am înțeles. Ce meta ți-a plăcut cel mai mult de până acum? Ce meta? Meta în care Timber sau încă era relevant. Când era solo offlane. Atunci când făcea grab de XP și tot bine, ce trebuie. Bine, mi-a plăcut pe vremea când nu primeau așa de mult gold suporții, mă rog, toată lumea primește acum nu mai mult gold, când pădurea îți dădea mai puțin XP, gen, efectiv puteai să faci ca offlane, puteai să faci treabă de unul singur. Am înțeles. Crezi că schimbările care au apărut în Dota în ultima perioadă, nu știu, Dota Plus, diferite chestii, aduc un plus?
definește plusul ăsta. Adică, mi se pare că jocul devine din ce în ce mai ușor de jucat pentru un începător. Aia da. Dar asta nu zice mai ușor de jucat. Ți se dau pe tavă anumite chestii, ceea ce nu înseamnă că e neapărat mai ușor de jucat. Am înțeles. În sensul că nu îți dezvolți anumite abilități, anumită disciplină. Da? De exemplu, mi se pare că la Battle Pass aveai timer. Timerul pentru pool-ul de creep, ca să faci stack-uri. Acum nu l-ai. Da. În momentul în care a dispărut, nu mai face nimic. Ce mai faci? Da. Adică, da, e un tool, dar zice că nu e nevoie de el. Poți să faci fără el. Plus că te înveți. Te înveți să faci anumite chestii la un anumit timp. Poți să le aplici la... în alte condiții și așa mai departe. În sensul că cu cât ți se dau mai multe chestii pe tavă, cu atât înveți mai puțin. Am înțeles. Îți pui creierul la contribuții. Ce presupune pentru tine antrenamentul pentru un bootcamp, să zic așa, pentru Dota? Când se apropie un turneu, un qualifier, ceva? Un bootcamp. Păi un bootcamp înseamnă două chestii. Unul, te joci până nu mai poți. Versus echipe bune, faci scrimuri. Doi, discuți. Discuți ce n-a mers bine, ce ar trebui făcut, cum ar trebui făcut. Și faci team building. Aici cred că apar cele mai mari probleme nu, între jucători, când nu se acceptă că unul a greșit sau... Da, și aici intervine partea de ego, again. Am înțeles. În momentul în care decizi că tu ai făcut totul perfect, nu o să devii mai bun. Da, și că toată lumea e de vină. Da, trebuie să fii dispus să înveți, să accepti că greșești. Na. Da. Și, deci, în prima parte, într-un bootcamp te accesi pe partea de solo. Și abia apoi intri în zona de team play? Nu prea joci solo, într-un bootcamp. Am înțeles. Dar în general joci scrimuri, asta înseamnă 5v5. Cât de greu e să ajungi la un scrim bun? Să dai de o echipă bună? Dacă cunoști oameni potriviți, e foarte ușor. Există grupuri de scrimuri sau ești cu managerul lor direct. N-a dat hard. Am înțeles. Am întrebat dacă avem public în România. Crezi că se va schimba ceva cu Dota în următorii ani? Vezi potențial? La noi, nu cred. Dacă nu se va face ceva, nu vom avea scenă în continuare. Ce ar trebui să se schimbe? Care ai vedea tu, nu știu, dacă ai avea putere absolută, ce ai face tu să schimbi fața Dota în România? Din perspectiva cui, că dacă aș fi un sponsor, da, aș face concursuri. Dacă aș fi jucător, aș încerca să formez o echipă de români care, gen, să aducă un pic de faimă Dota în România. Am și înțeles. Da, avem faimă, adică după ce a făcut Omar la ultimul TI, toată lumea a văzut. E un jucător. Aia e ideea. Da. Câți ucrainieni ai jucători buni? Navi era, cât erau? 3 ucrainieni și 2 ruși? Da. O mai mult de unul. Am înțeles. Da, vezi tu, mai e o problemă. Am văzut că toți în media, când cineva câștigă mai mulți bani din Dota, mai mult se râde. Gen, uite mă ce a reușit să facă asta. Adică a luat mai mulți bani ca Simona Halep la... Și oarecum se râde de potențialul ăsta al e-sportsului. Nu prea se ia în serios. Adică oamenii în vârstă care fac media și care sunt oarecum influenceri în zona de media, nu prea bagă în seamă chestia asta. Da, pentru că nu înțeleg că e la fel de epuizant să joci Dota ca și cum ai alerga sau ai recoardă și așa mai departe. Da. E alt nivel. Pe partea asta te extenuezi mental. Am înțeles. Adică e mult mai ușor să vezi o persoană că... a depus efort la sporturile fizice, cât să vezi efectul la joci la calator. Da. Să vezi că omul în spatele lui, că îi se rotează rotițele și că a gândit el un plan 10 pași și mai departe. Am văzut din ce în ce mai mulți psihologi care realizează potențialul e-sportului și problemele care sunt în spate, ce parte a creierului dezvoltă și etc., dar tot nu-i de ajuns. Eu sunt foarte nemulțumit. Asta e, că nu o să vină următoarea generație. Probabil că o să fie altă mentalitate. Da, probabil o fi prea târziu pentru Dota. N-aș zice asta. Dota nu scade. Scade ca playeri, concurrent players. Nu, a rămas la fel. E steady. E așa. Poate mai face așa un pic, dar nu... Chiar n-a scăzut. Ce sfat ai avea tu pentru un jucător care ar vrea să devină pro?
Să învețe. Da, din câte spui tu, e destul de greu să ajungi să faci un scrim cu niște echipe mari, să dai peste niște nume, adică tot ce poate să facă un jucător din punctul meu de vedere e să concentreze pe partea de solo. Da, pretty much. Dar pe solo nu înseamnă că te bagi în joc și joci și câștigi și așa mai. Bagă-te în seamă cu aia mai bun ca tine. Dar cere un sfat. În aproape să faci. Sunt dispuși jucătorii să dea sfaturi? Majoritatea nu. Dar nu e de ajuns să găsești unul. Unul care să pună în contact cu restul jucătorilor și așa. Sau fă un stack. Joacă la concursuri mai mici. Așa a fost și XPC-ul, de exemplu, când am început. Am un stack de oameni care încet am devenit mai buni, am jucat la concursuri, am prins experiență și după aia am început să facem scrimuri. Mm-hmm. Dacă ne-au văzut oamenii că suntem acolo. Că dați din coate. Exact. Na. Ce părere ai de schimbarea asta cu rank-ul acum? Rank-ul care... Adică nu mai e solo cu party, e core cu suport. Încurajează oarecum team play-ul? Și înainte aș fi zis că ar trebui să ai team play și când joci solo, dar da, aici se zice că încurajează team play-ul în sensul că acum ai în party oameni care teoretic te înțelegi, care stai Discord sau TeamSpeak și vorbești. Pe de altă parte, când a făcut viața de rahat pentru oamenii care au rank până în 1000, e foarte greu să găsești meci la solo, de exemplu. Da? Da, l-am văzut pe Cancel, l-am dat, avea 76 de minute în queue. Exact. Ce faci? Nu mai poți să te antrenezi singur. Nu, și trebuie neapărat stack-ul ca să intri repede. Trebuie neapărat, ești obligat să faci o anumită chestie care nu vrei să faci, ceea ce mie nu-mi place. Ah, am înțeles, la asta nu m-am gândit. Bine, îl joc și la alt nivel, cine. Ai un sfat, să zic așa, pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care ne ascultă acum, de viață, de orice? De viață. Să fim oameni. Să mai lăsăm ego-ul la o parte. A, deci marea ta problemă cu oamenii în România este... Dar nu, în general, marea problemă lor apar din faptul că oamenii cumva nu, cel puțin în România am văzut, nu acceptă feedback. De orice tip. Tu ai interacționat și cu foarte mulți oameni din afară prin această Dota, nu? Da, și am văzut un altfel de mentalitate. Ce e diferit? Mai exact. Oamenii acceptă să le spui, bai, e greșit din perspectiva asta și fac ceva în privința mea, în afară, nu-ți spun, bă, cine ești tu să-mi spui mie ce să fac, sau unde ești. Am înțeles. Se întâmplă foarte des, deci la toate nivelurile, și în Dota, și la muncă, și la ce vrei tu, pe stradă. Mentalitatea asta de eu sunt cel mai bun, cel mai șmecher. Asta o avem. Ce ne arată viitorul pentru tine? Arată viitorul pentru mine? Nu știu, e nebuloasă. Habar n-am. Nu o să te oprești. Mă gândesc prea curând. La Dota, nu. Nu cred. Ei, eu am și full-time job și e cam greu, dar... Încă n-am renunțat la ideea că pot să fac ceva. Ceva înțeles. Mai mult decât semi-pro. Există o vârstă la care un jucător de Dota ar trebui să oprească? Simte că nu mai poate? Eu aș zice că există o vârstă la care încep să devii mai... varză la numite roluri și mai bun pe altele. Cum ar fi? Adică... Cum ar fi, nu cred că mai ești așa bun mid, de exemplu, unde timpul de reacție trebuie să fie foarte mic. Aha. Adică devii mai bun, mai te potrivești mai bine ca și capitan, ca și poziția 5, de exemplu. Am ce suport, dar nu o carry. Uite-te și tu, Papi, Rocky. Da, sunt niște fosile, să zic, sunt destul de vechi, adică au participat la toate tier-urile. Ei sunt singurii doi, nu? Nu știu să spun, cred că da. Cred că ei sunt singuri din noi, și în orice caz, ei au jucat, eu sigur că cu Rocky a jucat toate rolurile, nu știu, de Papi, dar, gen, Pamos au rămas amândoi pe poziția 5, unde, gen, again, skill-ul nu mai contează atât de mult, contează experiența și contează personalitatea lor. Că am mai văzut jucători precum Fear, care l-am dat s-a lăsat, bine, el a avut și treaba că a făcut copil. Exact. A intervenit viața. Am înțeles. Credeam că există o vârstă la care, bă, cam gata, cam aici e... Nu, doar că, again, reacțiile devin mai încete, that's it. Bine, poți să te duci și în zona de coach după. În zona de coach nu mai contează deloc, ai doar experiența, dar și acolo e o problemă că Dota se schimbă în continuare. Cât de greu este să te adaptezi la un meta nou? Not that hard. Zici că Dota se schimbă și, adică... În sensul că dacă...
ești coach și cumva ratezi un pas sau două, nu prea mai contează experiența ta atât de mult. Am înțeles. Trebuie să fii foarte atent. Da, trebuie să te ții la curent cu ce se întâmplă. Consideri o carieră de coaching pe viitor? Nu. Ori joc ca jucător, mă las de tot. Ori te lași de tot, am înțeles. Da, nu e pentru mine. De ce? De ce nu e pentru tine? Așa consider. Consideri alt joc? Sau vrei să rămâi mereu pe Dota? Nu, cred că mai am timp. Sau, nu știu, energie să mai învăț alt joc la nivelul ăsta. Nu. Dacă e cu Dota, ori fac, ori trag linie. Mai există jocuri chill pentru tine? Sau fiecare joc e 100%? A, nu. Am foarte multe jocuri care, pur și simplu, îmi deconectez creierul and I'm just enjoying it. A, am înțeles. Deci da. încă mai găsești plăcere în a juca? Aia da. Nu, sunt gamer part-time. Încă-mi plac jocurile. Numai că Ron nu cred că poți să faci mai mult de 1-2 sau, hai să zicem, poți să faci în același genre, în același tip. Treci de la Dota la, nu știu, League of Legends sau Heroes of the Storm. Cât de multe joci? Pe zi? Pe săptămână? Bă, într-o săptămână, să zic așa. Ai zis că ai full-time, deci adică, deja ai un job la care lucrezi. Mai ai energie după să te joci Dota? Cu Chiucuvaia, da, mai am. Nu știu, încă 2, 3, 4 ore mai mult nu pot. Nu mai duc. Și weekendurile? Nu e chiar mai mult, nu știu. Poate să, dacă am concurs, pot și 6 ore. Ce concursuri mai sunt așa pentru semi-pro, să zic? Sunt astea de pe Challenger Mode, e un site unde în fiecare săptămână... Ieri sau la altă ieri l-am văzut și eu. Făcute de om în parcă. Nu știu să zic de cine. În orice caz sunt. Cum ai și pe Facebook, niște weekly-uri. Deci merită. A zice că merită nu pentru premiu, dar pentru faptul că te joci contra stack-uri, care pot fi foarte bune, poți să înveți, poți să te antrenezi. Da, sunt puțin inumane unele qualifiere și unele stack-uri, adică ajungi să joci și 7 meciuri la rând câteodată pentru qualifiere de la TI, de exemplu. Și aia intri... nu e rău. Nu obosești? Nu. Păi, nu. În simplu fapt că eu consider că e o problemă dacă ai avea, nu știu, 3 meciuri azi sau, nu, ai avea 3 meciuri, ai avea pauză, nu știu, o oră, după aia jucai iarăși încă 2-3 meciuri și așa mai departe. Încă în ora aia nu mai ești în forță, nu mai ești concentrat. Dacă joci 7 la rând, da, poate să fie nasol. Dacă nu ai pauze între, nu știu, 5 minute. Păi cum a fost și Liquid-ul în ultima zi de TI, au jucat 7 meciuri, nu? Da. Au avut multe. 3 cu 3, 6, 7, cred că. 7 au avut multe și ăla a fost un dezavantaj. Depinde de la echipă la echipă. Zici. Pentru mine ar fi o problemă dacă aș avea pauze. Sau, sens, 3 meciuri, pauză, încă 3 meciuri și așa mai departe. Ai vreo regulă de asta stabilit în cap, gen, nu știu, am pierdut 2, iau o pauză? Sau de la, îți dai refresh? Da, la ce? La solo. Da, la solo, da. Dacă am pierdut 1 sau 2, zic, bă, trebuie să mă calmez, trebuie să văd ce am greșit. Deci în momentele de tensiune poți să fii, bă, nu știu, prezent în momentul ăla și să zic, bă, hai să stau puțin să văd ce am greșit, da, să văd. Păi e și normal să faci asta. E de apreciat. Dacă rămâi blocat, bă, trebuie să câștigi și îți tremură mâinile și așa, nu o să faci nimic. Adică rămâi tiltat. Da, e greu și cu tiltul ăsta să faci față dacă nu ești, adică mulți nu pot să-și dea refresh de la un joc la altul, adică intră chiar cu nervi următorul meci, chit ca... Păi da, dar nu are niciun sens să faci asta. E în dezavantajul tău. Tu trebuie să conștientizezi, bă, aflu într-o stare în care nu o să joc bine. Da, mulți nu-și pun întrebările astea. Hai să și le punem. Da. Asta e vorba de self-control. Care e cel mai ușor mod de a face puțin grind? Să urci puțin în ranked în ziua de azi? Nu știu dacă există așa ceva. Nu o să șting. Nu există un erou acum pe care dacă îl iei câștigi 100% cum era... Alchemistul cu un patch în urmă. Nu mai e așa ceva. Am înțeles. Da, nu cred că o să-mi zici, nu știu, joacă suport, că e mai ușor să faci grind în low MMR nu, sau... Nu, chiar nu e. Dacă acum, nu știu, joci suport la rank 300, o să pici cu oameni pe core de 1000, 2000, 3000. Sau clar nu juca suport, dacă asta. Am joacă înțeles. Core. Da. Unde te găsește lumea? Unde mă găsește lumea? În lume. Pentru sfaturi, pentru... Prin zonă, nu știu. Am înțeles. Pe Facebook, dar... Pe Steam, cel mai ușor e pe Steam. Am înțeles.
Cam atât am avut eu să te întreb astăzi. Mersi că ai venit. Dacă mai ai tu ceva de adăugat pentru cei care ne urmăresc. Get good. Exact, da. Bine. Gata pentru azi, mulțumim, ne vedem data viitoare. Mulțumesc, a fost plăcerea mea să fiu aici.